Bun venit la recitalul masterclass-ului nostru din această săptămână. Noi vă mulțumim foarte mult pentru pregătirea de care ați dat dovadă și de altfel pentru flexibilitatea de care ați dat dovadă pe tot parcursul acestei săptămâni, atât în cadrul lecțiilor de masterclass, dar și în cadrul repetițiilor de orchestră. Consider că v-ați descurcat minunat, mai ales că progresul s-a văzut de la o zi la alta, cert. Și asta este o bucurie foarte mare și cred că și vouă vă dă o satisfacție enormă un astfel de program intens de lucru, care pentru cei mai mici, de exemplu, poate să fie chiar un exemplu de urmat în continuare, 4-5 ore de studiu pe zi, se poate, este posibil atunci când suntem motivați. Și vă urez tuturor să rămâneți activați și motivați în acest fel și de acum înainte. Pentru a nu lungi prea mult cu cuvinte, o să lăsăm muzica să sune și rugăm ca prim solistă în această după-amiază, Alisa Pantelie, cu o piesă foarte frumoasă, niște variațiuni pe un imn bisericesc extrem de frumos. La pian, de lipsita noastră Sara, mă rog frumos, în aplauză pentru asta. Thank you.
fost cel mai înspăimântător lucru sau experiență pe care ai avut-o săptămâna asta? Care a fost cea mai înspăimântătoare experiență? Aceasta? Aceasta? Nu cred. Nu cred. Sau cred prima repetiție. Cred că luni, când nu știai că eram în biserică. Da? Și acum spune și nouă care este cel mai frumos lucru care s-a întâmplat săptămâna asta. Cel mai frumos lucru care s-a întâmplat a fost că am evoluat. Bravo! O invităm pe cea mai tânără dintre noi, Bela Gabriela Pantelescu, tocmai de la Constanța, care ne va interpreta partea întâi din micul, partea întâi, este o singură parte, micul concert adevărat de, să zicem, Mozart. Că nu se știe încă dacă este într-adevăr 100% Mozart sau nu, dar este clar în stilul muzicii Mozart. Mult succes! Thank you.
trei ani de zile până să înceapă să ia lecții de vioară, pentru că nu a fost loc pentru ea la Constanța și a făcut balet mai întâi. Și se pregătea atât iarna cât și primăvara să dea admitere la vioară și a reușit în clasa a patra abia, atunci s-a făcut și ei loc. Bravo, Bela, foarte frumos. În plus, în săptămâna asta a făcut ceva extraordinar. Nu s-a trezit chiar așa de devreme, dar s-a trezit mai devreme decât de obicei în dimineți. Proverbul ăla că cine se trezește dimineața de toate ajunge, chiar te-a dus mai departe, că deși te-ai trezit un pic mai devreme decât de obicei, te trezi mai devreme. Bravo! Acum invităm la întâi sau a doua, după ocazie, din Dasi Sari sau așa, Dasiana Badea, ne va interpreta partea a patra din Sinfonia Spaniolă de Eduard Dalu. Thank you.
Este că Dacian, și datorită faptului care cea mai mare experiență dintre voi toți, este un copil, o domnișoară care se adaptează foarte rapid. Asta înseamnă că informația pe care o primește o și adaptează la posibilitățile pe care le are ca să poată să exemplifice ceea ce îi se cer. Nu numai aici, dar și la orchestră. Și acest lucru s-a văzut. Atât de către mine, cât și de către domnul Tiberiu Oprea, în repetițiile pe care am avut și, de asemenea, a observat că un pupitru puternic acolo, am spus, un vet fantastic, o să ne auzim de voi. Împreună cu sora ta la pupitru, e o plăcere, întoarceți pagini, puneți digitații, arcușe, mai rar, dar bravo, felicitări și sper că te-ai simțit bine și că săptămâna asta ți-a dat și alte posibilități de dezvoltare împreună cu colegii tăi aici. Da. Ultimul solist în această companiază, de la Timișoara, Mircea Drăghici Bătău, ne va interpreta prima parte din Sonata Primăverii, de Ludwig van Beethoven.
Astăzi te-ai prezentat foarte frumos și este foarte clar că începi să-ți dai seama ce înseamnă să tragi mai mult capul pe coardă și să intri mai mult în vioară. Felicitări! Acum vei fi pe toți patru aici, cu instrumente, fără partituri, deci pupitul la o parte, pentru că invit să mai dat altcineva, un citar râvnic din partea Asociației Sonoart, organizatorul acestui fantastic proiect, împreună cu Sara, asemenea, parte din organizare. Nu neapărat pentru poze, ci pentru decernarea frumoaselor diplome pe care le-ați meritat din săptămâna asta. Și cu ocazia asta, eu nu pot decât să vă salut și să vă felicit pe toți. Atât pentru aportul ionistic, dar și pentru cel prietenesc pe care l-ați dat această săptămână prin toată colaborarea de care ați dat dovadă. Mai avem încă 3 zile sau 20 și jumătate, așa că încă nu ne părăsim mult alții. Dar acum este momentul mult dorit de a primi o diplomă, în semn de recunoștință din partea mea, dar în primul rând din partea organizatorilor, Asociația Sonoart și Orchestra Sinfonică de Tineret Andant aici în Târgoviște, care va are ca oaspete pe toți. Ca oaspete pe toți. Dragi copii, stimați părinți, din partea Asociației Sonoart, așa cum a amintit și maestru Negreanu, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru participare, pentru faptul că ați avut încredere în noi, că aducem la Târgoviște un proiect valoros, calitativ,
Vă mulțumesc pentru încrederea acordată, pentru implicare, pentru faptul că v-ați rupt o săptămână din vacanța voastră, care oricum știm toți, mi se pare prea scurtă de fiecare dată și ați venit aici să munciți. Sper că v-ați simțit foarte bine în mijlocul nostru la această primă ediție a masterclass-ului organizat de noi. Vă așteptăm cu drag și la anul, la următoarele ediții. O să ținem legătura pentru viitoarele proiecte SONOART. Și înainte să vă înmânez diplomele care atestă participarea voastră la acest frumos proiect, aș dori să îl invităm pe maestrul Tibi Oprea să spună câteva cuvinte către cei implicați în acest proiect. Am luat pe nepregătite. Spui ceva? Spun. Deci, scuzați vestimentația lejeră. Eu sunt, recunosc, un pic emoționat. Întotdeauna sunt emoționat când fac muzică și artă și mai ales sunt emoționat când fac muzică alături de tine. Pentru că este vorba de o alegere. Voi, exact așa cum au specificat colegii mei, pe tine te redescoper, pe tine la fel și cu mare plăcere l-am descoperit pe Florin. Știam despre el, dar acum învățăm împreună. Și sunt cu atât mai emoționat cu cât bucățile pe care le-am ascultat adineauri sunt două dintre cele favorite mie odinioară. Sonata Primăverii, pe care am cântat-o mereu la rânduri, și Sinfonia Spaniolă. Deci cumva vin cu un teren bogat emoțional. Este o alegere ce faceți voi. Da, v-ați luat din vacanța voastră, dar ați pus o temelie pentru indiferent ce veți face. Atenție, să nu mă luați în numele de rău sau de bine. Puteți să faceți vioară, puteți să faceți orice altceva în domeniul muzical sau cu totul altceva decât muzică. Ceea ce faceți acum vă dezvoltă sensibilitatea într-un fel pe care numai muzicienii îl simt și îl știu. Și felicitări și părinților că faceți acest lucru și îi sprijiniți. Este vorba de alegere. Dacă voi n-ați vrea și nu v-ați simți îndemnat să studiați pe voi înșivă, nimeni nu vă poate împinge de la spate. Este un lucru foarte greu. Nu e ca mersul pe bicicletă, eu vă pot spune cel mai bine treaba asta. Deci e vorba cu gluma aceea că dacă nu studiez astăzi, știu numai eu, dacă nu studiez nici mâine, știe și profesorul, dacă nu studiez nici poimine, știe și publicul. Și este o atmosferă atât de lejeră și de frumoasă aici. Încurajez nu numai pe voi să reveniți, dar și ceilalți membri ai orchestrei, pentru că aici se dezvoltă într-adevăr ceva frumos. Am fost și în alte locuri, dar aici este o atmosferă frumoasă, lejeră, intimă, deocamdată și, cum să zic, plină de conținut. Bineînțeles, cu fiecare în parte și apoi în orchestră, concretizându-se cu un concert simfonic și concertistic alături de colegul și violonistul Florin Negrean. Cu mare plăcere și bravo, felicitări, pentru că doriți să faceți acest lucru. E foarte important. Bravo! Să trecem la decenarea diplomilor. Larisa Pantilie. Am zis bine, da? Greșeala mi-a aparținut pentru mai devreme. Bela Gabriela. Poftim, felicitări, mulțumim că ai fost alături de noi. Dasiana. Felicitări. Și Mircea. Felicitări. Și este momentul poză. Așa. Da. O vreau o mică rundă de aplauze și pentru pianista noastră, Sandra. Exact.